Ne bucurăm că am ajuns la lecția 15-a. Mai avem puțin și terminăm acest curs. Lecția de azi este o lecție foarte practică. Tema lecției noastre de astăzi este rugăciunea și conflictul sau lupte în rugăciune. Scopul lecției este să urmăm exemplul lui Daniel și să fim conștienți că există un conflict. Noi deja în lecția trecută am arătat acest lucru, dar vom învăța astăzi exemplul Daniel, conflictul în rugăciune și responsabilitatea noastră. Ca o recapitulare, am văzut că Daniel este un om cum? Scump și prea iubit. Dar ni se prezintă ca un om al rugăciunii. Era un om foarte hotărât și am văzut o viață dedicată să slujească lui Dumnezeu și la un astfel de Dumnezeu, la un astfel de om, Dumnezeu răspunde la rugăciune. Vrem să urmăm exemplul lui Daniel și vom împărți în trei, prima rubrică, exemplul lui Daniel, a doua, care este conflictul, și a treia, care este responsabilitatea noastră. În lecția de azi, noi am avut multe versete ca să răspundem la această întrebare. Exemplul lui Daniel am văzut din capitolul 2, în capitolul 1 am văzut că e hotărât, în capitolul 3, în ce privește rugăciunea, vorbim acum, în capitolul 2, el apelează la cei trei prieteni ai lui, s-a dus ca să se roage împreună. Când? Când a avut o nevoie ca să primească înțelepciune de la Dumnezeu, ca să tălmăcească visul lui Nebucadnețar. La versetul 18 din capitolul 2 spune: rugându-i să ceară îndurarea Dumnezeului cerurilor pentru această taină, ca să nu piară Daniel, tovarășii săi, odată cu ceilalți înțelepți ai Babilonului. Deci, când apar probleme, la cine apelezi? Deci, vedem exemplul lui Daniel, da? El apelează la Dumnezeu. În primul rând, dependență de Dumnezeu, exemplu vedem, recunoaște că are nevoie de ajutorul lui Dumnezeu și în umilință dorește să primească răspunsul lui Dumnezeu. În capitolul 9, de la versetul 4 la 20, vedem rugăciunea lui Daniel. Cum începe Daniel? Începe descriind caracterul lui Dumnezeu și lăudând pe Dumnezeu. El spune: Doamne Dumnezeule mare înfricoșat, Tu care ții legământul și dai îndurare celor ce te iubesc și păzesc poruncile tale. Apoi, al doilea aspect este că mărturisește păcatul. Deci, descrie caracterul lui Dumnezeu în rugăciune Daniel și apoi își mărturisește păcatul, identificându-se cu poporul său. Noi am păcătuit, am săvârșit nelegiuire, am fost răi, am fost îndărătnici, ne-am abătut de la poruncile și orânduirile tale. La versetul 20, pe când încă vorbeam eu, mă rugam și mărturiseam păcatul. Vorbește despre poporul lui, dar vorbește despre cine? Despre el. Păcatul meu și păcatul poporului meu, Israel, și mi-aduceam cererile înaintea Domnului, Dumnezeului meu. Deci vorbește despre Dumnezeul poporului, dar vorbește despre Dumnezeul lui, despre problemele lui, mărturisește păcatul. Aduce la versetul 20 este expresia aceasta:
aduce cerele înaintea Domnului. Ce este rugăciunea, după exemplul lui Daniel? Să ne aducem cererile înaintea lui Dumnezeu. De asemenea, învățăm de la Daniel că rugăciunea este însoțită de post. În capitolul 10 ne vorbește de 3 săptămâni în care Daniel mănâncă nu bucate alese, ci are o concentrare, să spunem așa, asupra poporului său și ce se va întâmpla, și vedem că plânge 3 săptămâni și se roagă pentru poporul său. Deci vedem rugăciunea însoțită de post. În exemplul lui Daniel, vedem că el se identifică în capitolul 9 cu poporul, dar totodată el vrea să știe ce se întâmplă cu poporul. Deci, orice întrebare, orice dorință ai cu privire la planul lui Dumnezeu, că e clar, pe cine ai să te întrebi? Cui ai să-i ceri înțelepciune ca să-ți arate, să-ți răspundă cu privire la problemele tale? Deci, cereri, dorești să știi ceva, cine poate să-ți dea înțelepciune? La capitolul 10, tot în ce privește rugăciunea, vedem la versetul 12, el mi-a zis: Daniele, nu te teme de nimic, căci cuvintele tale au fost ascultate din cea dintâi zi. Și aici vedem că rugăciunile, după exemplul lui Daniel, vor fi ascultate. Și spune de ce? Când ți-ai pus inima să înțelegi și să te smerești. Deci vedem că în rugăciune nu venim doar să spunem ceva ce știm pe din afară sau ce am auzit de la alții, ci este importantă atitudinea. Și a pus inima să înțeleagă. Dorește ca Dumnezeu să-i răspundă. Pe de altă parte, se smerește înaintea lui Dumnezeu. Așa trebuie să ne apropiem de Dumnezeu în rugăciunile noastre. Răspunsul pe care îl primește atât la 9 cu 23, cât și la 10 cu 14, vedem că Dumnezeu totdeauna răspunde. Spune că am auzit, am ascultat, și la versetul 14: acum vin să-ți fac cunoscut ce are să se întâmple poporului tău și vremurile de apoi. Care a fost rugăciunea lui? A vrut să înțeleagă, da? Căci vedenia este cu privire la toate acele vremuri cum? Îndepărtate. Deci Dumnezeu îi răspunde, însă îi arată că este și un conflict spiritual. Pentru că căpetenia împărăției Persii, la versetul 13, mi-a stat împotrivă 21 de zile, însă iată că Mihail, unul din căpetenile cele mai de seamă, mi-a venit în ajutor și a ieșit biruitor acolo lângă împărații Persii. Deci, realitatea unui conflict spiritual. O să discutăm următor. Dumnezeu răspunde, dar câteodată ce face? Întârzie, da? În acest context, de ce? În contextul care am vorbit despre Daniel, pentru că este o luptă spirituală. Și cu aceasta vom trece la a doua întrebare: care este conflictul? Și capitolul 10 ne spune care este conflictul. Am citit la versetul 13 că există un conflict specific în ce privește răspunsul.
Răspunsul lui Dumnezeu trebuie să ajungă unde? La Daniel. Începe cu Satana și nu cu Mihail, da? De ce începe cu Satana? Hai să vedem. La Isaia, noi am avut în lecția noastră, la Isaia, capitolul 14, 12, la 15. Deschidem la Isaia, că până ajung eu. Deci Isaia, capitolul 14, de la versetul 12. Cum ai căzut din cer, luceafăr strălucitor, fiu al zorilor, cum ai fost dobărât la pământ, tu, biruitorul neamurilor. Tu ziceai în inima ta, mă voi sui în cer, îmi voi ridica scaunul de domnie, mai presus de stelele lui Dumnezeu, voi ședea pe muntele adunării dumnezeilor, la capătul de miază noapte. Mă voi sui pe vârful norilor și voi fi ca cel prea înalt. Mândria, ca să se ridice Satana deasupra cui? Acelui prea înalt. Care-i problema? A fost aruncat pe pământ. El este supărat și se luptă. Și lupta este și continuă, da? Ezechiel, capitolul 28, versetul 17. Ezechiel, capitolul 28, versetul 17 sau 7, să vedem acum. Mă uitam la 27, 28. Ți s-a îngânfat inima din pricina frumuseții tale, ți-ai stricat înțelepciunea cu strălucirea ta, de aceea te arunc pe pământ și te dau priveliște împăraților. Deci, i s-a îngânfat inima și și-a stricat, ce spune aici? Înțelepciunea cu strălucirea lui. Și astfel el a fost aruncat pe pământ ca o priveliște înaintea împăraților. Ce citim despre el la Apocalipsa, capitolul 12, noi am mai citit despre aceasta, dar în mod specific despre el. Apocalipsa, capitolul 12, versetul 4. Cu coada trăgea după el a treia parte din stelele cerurilor și le arunca pe pământ. Are îngeri, Satana a fost el aruncat, dar are și ce? Îngerii lui, pentru că noi vrem să vedem care este conflictul între îngerii celui rău și cu îngerii Domnului, da? I-a luat el când a fost aruncat pe pământ. Care este scopul lui? Și tot aici ne spune despre el. Ce vrea el? Ca să înșele. Ăsta e scopul lui. Să înșele întreaga lume și împreună cu îngerii lui, el vrea să înșele lumea. Iată cine este Satana. Un înșelător, da? La Matei 24, Domnul Iisus îi spune lui Petru. Ce îi spune? Matei 24. Că Satana a cerut ce? Să vă cearnă. Cum vedem că el are putere, dar pe de altă parte el trebuie să ceară voie. Știm aceasta și de la Iov. Deci Matei 24 spune că au cerut ca să te cearnă și îngerii lui știu că Domnul va veni a doua oară, dar
El vrea ce să facă? Să ne încerce, da? De aceea, ce trebuie să facem noi? Să vegem, o să vorbim despre acesta. Și Domnul avertizează și spune că Satana a cerut ca să vă ceară. La Apocalipsa 12, unde am citit cu 12, spune: de aceea bucurați-vă cerul și voi care locuiți în cerul, dar vai de voi ce? Pământ și mare. De ce? Căci diavolul s-a pogorât la voi, cuprins de o mare mânie, fiindcă știe că mai are ce? Puțină, foarte puțină vreme. De aceea el este mânios. Ce trebuie să știm noi ca să ne încurajăm? Că are puțină vreme. Și că va veni o zi când Domnul îl va judeca și îl va distruge, da? La Luca 22:31 iarăși avem că Satana, Luca 22:31, a cerut ca să vă cene. 22:31. Da, Domnul a zis: Simone, Simone, Satana v-a cerut să vă cearnă ca grâul. Deci el trebuie să aibă permisiune. Dar, versetul 32, eu m-am rugat pentru tine, ca să nu se piardă credința ta și după ce te vei întoarce la Dumnezeu, să întărești pe frații tăi. Deci vedem ce vrea Satana, dar el nu poate să facă decât ceea ce este permis. Tot în capitolul 13 din Apocalipsa, versetul 1 și 3, ne arată despre Satana. Și ce anume ne arată? Balaurul spune, vorbește că a dat putere scaunului de domnie și stăpânire mare cui fiară. Deci ce face Balaurul? E în spatele împăratului și împărăției care este descris. El are, Satana are putere să stea în spatele împăraților, domniilor și puterii împărătești. Dar acești împărați păgâni toți sunt împotriva lui Dumnezeu. Vorbind despre care aduce hulă împotriva lui Dumnezeu. Toți acești împărați vedem că sunt susținuți, să spunem așa, de puterea Satanei, care îi sprijină, spune, în spatele lor. Deci i-a dat putere în scaunul lui de domnie și stăpânire mare. Ca să înțelegem conflictul care există, da? Și acum, dacă ne întoarcem la Daniel, capitolul 8, la versetul 23, citim: la sfârșitul stăpânirii lor, când păcătoșii vor fi umplut măsura nelegiuirilor, se va ridica un împărat fără rușine și viclean. Exact despre cel care am citit în... Deci împărații cum vor fi? Dacă vorbim ca principiu, care sunt susținuți de puterea lui Satana. Sunt cei care, nelegiuire, păcătoși și împotriva lui Dumnezeu. El va fi tare, dar nu prin puterea lui însuși. El va face pustiiri de necrezut, va izbuti în tot ce va începe, va nimici pe cei puternici, chiar și poporul sfinților. Deci, în spatele împăraților este o putere a Satanei. Care împărați? Cei care se împotrivesc lui Dumnezeu, vorbesc cu trufie, da? La Efeseni, capitolul 1, versetul 22 și 23,
ni se vorbește despre această luptă. Efeseni, capitolul 1, da, și la versetul, deci ce e important să știm, la versetul 22, El le-a pus totul sub picioare și le-a dat căpetenie peste toate lucrurile bisericii. Dar putem citi mai înainte, mai presus de orice domnie, de orice stăpânire, de orice putere, de orice drăgătorie, de orice nume care se poate numi, nu numai în veacul acesta și în cel viitor, El le-a pus totul sub picioare, le-a dat căpetenie peste toate lucrările bisericii, care este trupul Lui, plinătatea Celui ce plinește totul în toate. Mai presus de domnii, de stăpânii, există o ierarhie a îngerilor, dar cine este cel care este în control? Dumnezeu. Și acum ne ducem la capitolul 6. Deci există îngeri buni și îngeri răi, dar Dumnezeu este stăpân. La capitolul 6, versetul 10 și până la 13. Încolo, fraților, întăriți-vă în Domnul și în puterea tăriei Lui. Îmbrăcați-vă cu toată armătura Lui Dumnezeu ca să puteți ține piept cui? Împotriva uneltirilor diavolului. Am văzut care este lupta, El vrea să încerce, am văzut că El vrea să distrugă, pentru că știe că are puțin timp. Căci noi avem de luptat. N-avem de luptat împotriva cărnii și sângele, ci împotriva cui? Căpetenilor, împotriva domniilor, împotriva stăpânirilor întunericului acestui veac, împotriva duhurilor răutăților care sunt în locurile cerești. Deci, din nou vedem că există o luptă. Dar noi ce trebuie să facem? De aceea, luați toată armătura lui Dumnezeu ca să puteți să vă împotriviți în ziua cea rea și să rămâneți în picioare după ce veți fi biruit totul. Armătura lui Dumnezeu ne asigură biruința. Vedem că lupta este între puterile întunericului, da? Duhurile răutății, stăpânirilor întunericului. Există înger bun și există înger răi. Dar există o luptă. Ce este important să înțelegem că la Romani, capitolul 8, versetul 35 la 39, este o listă în care ni se spune că nimic nu ne poate despărți de ce? De dragostea lui Dumnezeu. Inclusiv ce? Ce nu ne poate nici moartea, nici viața și ce? Și nici îngerii, da? Deci nimic nu ne poate despărți de dragostea lui Dumnezeu. Important să înțelegem că sunt bine încredințat, versetul 38, că nici moartea, nici viața, nici îngerii, nici stăpânirile, nici puterile, nici lucrurile de acum, nici cele viitoare, nici înălțimea, nici adâncimea, nici o altă făptură nu vor fi în stare să ne despartă de dragostea lui Dumnezeu, care este în Iisus Hristos, Domnul nostru. Arătăm din nou suveranitatea lui Dumnezeu, dar pe de altă parte
alegerea noastră să rămânem în el, așa cum am văzut la Efeseni, să ne îmbrăcăm cu armătura lui Dumnezeu. Avem promisiune că dragostea lui Dumnezeu este cu noi și că în lupta aceasta îngerii nu ne despart de Dumnezeu. Dar am văzut de la Daniel că vine în rugăciune cu cererile lui și toate dorințele lui le aduce lui Dumnezeu, arătând dependența de Dumnezeu. Și așa mergem la a treia rubrică. Care este responsabilitatea noastră? Important. Tot la Efeseni, capitolul 10, am văzut, Efeseni, capitolul 6, cu 10, am văzut că spune întăriți-vă în Domnul. Deci primul lucru care trebuie să-l înțelegem este să ne întărim în Domnul. Capitolul 6 cu 10. Întăriți-vă în Domnul și în puterea tăriei Lui. La versetul 11 ne spune îmbrăcați-vă cu toată armătura lui Dumnezeu, nu cu armele noastre. Deci de la început, în primul rând trebuie să acceptăm că este o luptă. Al doilea, întăriți-vă, în primul rând, în Domnul, îmbrăcați-vă cu armătura și să știm limitele pe care le avem noi. Satana este în luptă, lupta este reală, dar Domnul este ce? Armătura noastră. Versetul 12 spune că lupta nu este împotriva cărnii și sângelui, ci împotriva duhurilor răutății, care sunt în lucrurile, în locurile cerești. La versetul 14 spune stați gata. Deci să fim gata în ce privește. Sigur că la 13 ne spune să luăm armătura, da? Și apoi ne descrie cum să fim gata. Având mijlocul încins cu adevărul, îmbrăcați cu platoșa neprihănirii, având picioarele încățate cu râvna Evangheliei, și ne arată care este armătura pe care ne oferă. Și versetul 18. Faceți în toată vremea prin Duhul tot felul de rugăciuni și cereri. Vegheați la aceasta cu toată stăruința și rugăciuni pentru toți sfinții. Deci vedem că poziția noastră este în Hristos și dacă ești în Hristos, ai pus totul sub picioarele Lui. Vă aduceți aminte ce am citit la capitolul 1? Că totul este sub picioarele Lui. Când ne știm poziția și rămânem în El, totul este pus la picioarele Lui. Să lupt, dar nu în firea pământească, ci prin puterea cui? Prin puterea Lui. Puterea Lui este mai mare decât orice stăpânire. Așa am citit, da? La 1 Ioan, capitolul 1, versetul 4 cu 4. 1 Ioan, capitolul 1, versetul... Nu, capitolul 4 cu 4. Voi, copilașilor, sunteți din Dumnezeu și i-ați biruit, pentru că Cel ce este în voi, și asta trebuie să înțelegem, este mai mare decât Cel ce este în lume. Este într-adevăr o realitate. Satana are putere. I s-a dat pentru o vreme. Dar cine este suveran, în control și cu cea mai mare putere?
Cine? Domnul. Și voi, dacă sunteți din Dumnezeu, ce spune? I-ați biruit datorită prezenței Domnului în noi, care e mai mare decât cel ce este în lume. 2 Timotei, capitolul 1, 2 cu 1. 2 Timotei, capitolul 2 cu 1. Tu, dar, copilul meu, întărește-te în harul care este în Hristos Iisus. Cum putem să rămânem tari? Că am înțeles că fraza aceasta se repetă. Deci în luptă trebuie să rămânem tari. Ne întărim în Hristos Iisus. Și continuă. Deci la 1 Timotei, capitolul 2, 1 la 4 acum. 1 Timotei, capitolul 2, 1 la 4. Vă îndemn, dar înainte de toate, să faceți rugăciuni, cereri, mijlociri, mulțumiri pentru toți oamenii. Versetul 2. Pentru împărați și pentru toți cei ce sunt înălțați în dregătorii, ca să putem duce astfel o viață cum? Pașnică și liniștită, cu toată evlavia și cu toată cinstea. Lucrul acesta este bun și bine primit înaintea lui Dumnezeu. Care lucru este bine primit? Rugăciunea. Și anume pentru ce? Pentru toți oamenii să fim mulțumitori, rugăciuni, cere și mulțumiri, dar să ne rugăm pentru cei ce sunt înălțați, ca împărați, ca dregători, guvernatori și așa mai departe. În primul rând, Dumnezeu îngăduie ca să fie la putere, dar noi suntem chemați ce să facem? Să ne rugăm pentru ei, pentru că știm că este o luptă spirituală. Și lupta aceasta este o luptă serioasă. La Efeseni 6 cu 18 am văzut că trebuie să facem prin Duhul tot felul de rugăciuni. Să veghem cu toată stăruința în rugăciune pentru toți Sfinții. Deci de la versetul 6, 18 la 20. Arătând importanța rugăciunii, este responsabilitatea noastră. Da, Dumnezeu este suveran, Dumnezeu este deasupra oricărei orânduiri, îngeri buni, îngeri răi, și este în control. Dar El ne îndeamnă ca să ne rugăm. Și am văzut cereri, mulțumiri de tot felul. Iar la Efeseni, capitolul 6, 18 la 20, spune să veghem. Faceți în toată vremea prin Duhul tot felul de rugăciuni. Vegheați la aceasta cu toată stăruința și rugăciuni pentru toți sfinții, și aici Pavel cere pentru el, și pentru mine, ca ori de câte ori îmi deschid gura, să mi se dea cuvânt ca să fac cunoscut îndrăzneală taina Evangheliei, al cărui sol în lanțuri sunt, pentru că zic că vorbesc cu îndrăzneală cum trebuie să vorbesc. Deci Pavel cere. Ne rugăm pentru dregători, dar ne rugăm pentru vestitorii Evangheliei, ne rugăm pentru sfinți, pentru oameni ca să vestească cu îndrăzneală Evanghelia. La Fapte, capitolul 26, cu 18.
Deci vedem ce fel, dacă, din toată studiul acesta am avut mai multe texte, să înțelegem că responsabilitatea este să rămânem tari și cum putem rămâne tari numai în puterea lui Dumnezeu, nu în firea pământească. Pe de altă parte vedem armătura Duhului și ce trebuie să facem? Să ne rugăm. Și apoi întrebarea e pentru cine să ne rugăm și cât să ne rugăm, da? Tot timpul. Tot timpul. La capitolul 26, versetul 18. Ce mai trebuie să ne rugăm? Ca să le deschizi ochii, să se întoarcă de la întuneric la lumină, de sub puterea Satanei, la cine? La Dumnezeu. Și să primească prin credința în mine iertarea de păcate, moștenirea împreună cu cei sfinți. Noi știm că Apostolul Pavel a fost chemat să facă acest lucru, dar cum să ne rugăm noi pentru oameni? Ca Domnul să le deschidă ochii și să se întoarcă, pentru că ori ești sub puterea lui Dumnezeu, în sensul că ești copilul lui Dumnezeu, rămâi în puterea lui, ori ești sub călăuzirea cui? Satanei. Dar Dumnezeu trebuie să le deschidă ochii ca să se întoarcă de sub puterea Satanei la Dumnezeu. Cum este puterea Satanei? Scrie, întuneric. Să se întoarcă de la întuneric la lumină. Și ultimul, să spunem, îndemn pe care îl avem este Coloseni, capitolul 1, de la versetul 9 la versetul 14. Coloseni, capitolul 1, de la versetul 9. De aceea și noi, din ziua când am auzit aceste lucruri, nu încetăm să ne rugăm pentru voi și să cerem să vă umpleți de cunoștința voii Lui, în orice fel, de înțelepciune și pricepere duhovnicească. Vă aduceți aminte, am învățat că Daniel este un om care are înțelepciune și pricepere duhovnicească. Și noi când ne rugăm unii pentru alții, să ne rugăm ca să avem înțelepciune și cunoștința Lui ne va duce la această înțelepciune. Pentru ca astfel, de ce ne trebuie înțelepciune și priceperea dumnezeiască? Ca să vă purtați într-un chip vrednic de Domnul, ca să-i fim plăcuți în orice lucru, aducând roade în tot felul de fapte bune, crescând în cunoștința lui Dumnezeu, întăriți cu toată puterea, potrivit cu ce? Cu tăria slavei Lui. Pentru orice răbdare și îndelungă răbdare, cu bucurie, mulțumind Tatălui care v-a învrednicit să aveți parte de moștenirea sfinților în lumină. El ne-a izbăvit de sub puterea întunericului, și trebuie să înțelegem asta, și ne-a strămutat în împărăția Fiului dragostei Lui, în care avem răscumpărarea prin sângele Lui, iertarea păcatelor. Ne rugăm pentru ucenicii noștri, așa cum s-a rugat și Pavel pentru ucenicii lui din Coloseni, ca să se umple de înțelepciune, pricepere, cum? Duhovnicească. Vedem importanța aceasta în rugăciune, de a cunoaște pe Dumnezeu, de a ne ruga pentru ucenicii noștri și în același timp vedem că El ne-a izbăvit de sub puterea întunericului și ne-a strămutat în împărăția Fiului
dragostei lui. Și pentru asta trebuie să-i mulțumim. Mai avem două rugăciuni. 2 Corinteni, capitolul 4, versetul 1. 2 Corinteni, capitolul 4, versetul 1 la 4. De aceea, fiindcă avem slujba aceasta, după îndurarea care am căpătat-o, noi nu cădem de oboseală, ca unii care au lepădat meșteșugurile rușinoase și ascunse, nu umblăm cu vicleșug, nu stricăm cuvântul lui Dumnezeu, ci prin arătarea adevărului ne facem vrednici să fim primiți de orice cuget omenesc înaintea lui Dumnezeu. Și dacă Evanghelia noastră este acoperită, este acoperită pentru cei ce sunt pe calea pierzării. Noi am văzut că trebuie să ne rugăm ca Dumnezeu să le deschidă ochii, să priceapă. A cărui minte este necredincioasă, a orbit-o Dumnezeul cine? De cine a orbit ochii? Veacului acesteia, Satana, da? Ca să nu vadă strălucita lumina Evangheliei, slava lui Hristos care este chipul lui Dumnezeu. Dumnezeu poate să le deschidă ochii și noi trebuie să ne rugăm, dar ce trebuie să priceapă ei? Cuvântul, Evanghelia. Când sunt ochii închiși, când e necredincios și când trăiește după Dumnezeul veacului acesta. Ce trebuie să facem noi? Să ne rugăm ca să li se deschidă ochii, să priceapă cuvântul lui Dumnezeu. La Iacov ne spune să ne rugăm unul pentru altul. Am văzut că trebuie să rămânem tari, să facem rugăciuni cu mulțumiri, să ne rugăm pentru ucenicii noștri, pentru lumea care zace sub cel rău, pentru conducători, da? Iar la capitolul Iacov, capitolul 5, 16 la 18. Mărturisiți-vă unii altora păcatele, rugați-vă unii pentru alții. Deci chemați să ne rugăm unii pentru alții. Mare putere are rugăciunea fierbinte a celui neprihănit. Suntem chemați să ne rugăm unul pentru altul. Care este concluzia lecției noastre? Daniel este un om al rugăciunii, un om smerit și Dumnezeu îi ascultă rugăciunea. Îngerii vin și spun că există o luptă spirituală și noi trebuie să înțelegem că la nivel spiritual există o luptă. Și de aceea răspunsul câteodată întârzie. În această luptă spirituală este la nivelul puterilor văzduhului. Dar un adevăr am învățat în lecția noastră, că puterea văzduhului nu ne poate separa de dragostea lui Dumnezeu. De ce? Pentru că noi suntem copiii lui, suntem tari în Dumnezeu. Trebuie să ne cunoaștem poziția noastră în Hristos, știind că Cel care este în noi este cum? Mai tare și mai mare decât Cel care este unde? În lume. Suntem încurajați să ne rugăm câteodată? Nu, continuu. Să mijlocim pentru împărați, autorități, sfinți,
și pentru cei ce nu-L cunosc pe Dumnezeu, nu cunosc cuvântul, nu cunosc puterea Evangheliei. Pe de o parte, lecția aceasta ne face conștienți de lupta spirituală, dar ne arată puterea pe care o avem ca și copii ai lui Dumnezeu, dacă rămânem tari în Domnul și ne cunoaștem poziția în Hristos. Aplicare. Dacă este o luptă, responsabilitatea noastră, vedem, este să ne rugăm. Bineînțeles, și să rămânem în poziția pe care o avem. Deci rugăciunea este modul de a veghea. Care trebuie să fie atitudinea noastră în rugăciune? După exemplul lui Daniel, am văzut că el a fost cum? Cum a fost? Smerit cu inima. Deci nu numai smerit, el a avut o poziție de supunere voii lui Dumnezeu. De asemenea, este gata să facă rugăciuni, știm că el avea obiceiul acesta. Deci continuu se roagă. Deci responsabilitatea noastră este ca în tot timpul să facem rugăciuni, cereri și mulțumiri. Ba mai mult, ni se spune să stăruim în rugăciune. Acum, a stărui în rugăciune nu spune să-ți ridici vocea mai sus, mai jos, ci spune a fi constant în rugăciune. Dumnezeu răspunde la rugăciuni, chiar dacă mai întârzie răspunsul. De aceea întrebarea e, ce faci când încă n-ai primit răspunsul? Aștepți și te supui lui Dumnezeu. Un alt lucru trebuie să înțelegem, că cuvântul și rugăciunea merg cum? Mână în mână. Nu poți să separi cuvântul de rugăciune. Și vedem asta la Daniel foarte bine. De ce? Cuvântul îți arată ce? Ce îți arată cuvântul? Armele cu care te lupți? Te învață cum să te rogi și de ce să te rogi. Ce face cuvântul? Îți descoperă ce? Voia lui Dumnezeu, da? Și adevărul, că am văzut în lecția trecută. Și cunoscând adevărul, vei cunoaște ce? Voia lui Dumnezeu. Cum vrem să ne rugăm? După cum vrem noi sau după ce trebuie să ne rugăm? După voia lui Dumnezeu. Suntem încurajați să fim oameni ai rugăciunii. Și rugăciunea trebuie să facă parte din viața noastră. Ori de câte ori studiezi cuvântul, parcă nu poți să nu te rogi, că ești motivat, ești cercetat, ți se spune ce să faci, ce să nu faci, fie că e cercetată inima ta să te pocăiești, fie că te învață să te rogi pentru alții. Mai presus de toate, ce trebuie să avem, dacă luăm exemplul lui Daniel? O inimă dedicată lui Dumnezeu și să dăm mărturie despre Dumnezeul nostru. Fie prin trăirea noastră, fie în rugăciunile noastre. Daniel, un om al rugăciunii, ca să rămână el tare, dar pentru cine s-a rugat el? Pentru poporul său. Întrebarea e, te rogi tu pentru poporul tău? Ai tu o inimă pentru poporul tău? Dacă există o luptă, ce fel de luptă e asta? Unii împotriva altora? Despre asta ne vorbește Scriptura. Nu ne luptăm unii împotriva alții, ci trebuie să înțelegem că lupta este la nivelul
puterilor văzduhului. Te descurajezi dacă nu primești răspuns? Nu. Și ce vei face? Voi continua să mă rog. Ce mai trebuie să înțelegem din lecția de azi, așa cum toată cartea Daniel ne arată, că Dumnezeu este suveran. Cum mă voi apropia de El? Cu supunere, acceptând voia lui Dumnezeu. O lecție interesantă. Ne învață ce înseamnă un om al rugăciunii. Dar totodată ne arată că omul rugăciunii care înțelege cuvântul lui Dumnezeu, el este biruitor, un om scump și prea iubit, care dorește să asculte, să se smerească și să se supună lui Dumnezeu.